Bunața, domnul Răzvan, bunața, domnul Dani. Domnul Răzvan, domnul Dani, sunt la cules de căpșuni, nu în Spania, ci în România. Vreau să vă spun ceva, să fiu sincer. Zilele trecute am văzut căpșuni prin piețele noastre și eram convins 100% că nu sunt românești. Am fost tocmai necredinciosul. Am venit astăzi să văd, sunt la un fermier și într-adevăr sunt căpșuni românești și aș vrea să-mi cer scuze, bunața, domnul Ștefan, bine v-am găsit. Domne, n-am crezut că sunt românești, dar acum am venit aici și am văzut că într-adevăr au apărut căpșuni românești. Felicitări pentru ceea ce faceți, arată foarte bine acest solar. Mulțumim frumos, bună dimineața și bine ați venit pe la noi. Ne bucurăm de vizita noastră. Anul acesta, ca și perioadă, căpșunile au apărut mai devreme, mai târziu, cum suntem? Anul acesta în spațiu protejat au apărut mai devreme față de anul trecut, cu aproximativ 2 săptămâni. Cele din câmp vor întârzia probabil după jumătatea lunii mai. Am înțeles. Îmi place foarte mult cum arată aici. Puțin mai devreme am văzut și niște bondari, m-am ferit din ei și mi-a spus că acești bondari pe care îi vedem sunt într-o cutie în spate, sunt pentru polenizare, nu? Da, da, da. Bondarii folosim pentru a poleniza natural florile, pentru a avea o producție cât mai bogată. Și dacă bondarii sunt sănătoși, înseamnă că nu s-au folosit niște substanțe care ar dăuna, nu? Este obligatoriu să respectăm felul în care facem tratamentele, să nu facem excese, pentru că altfel odată cu insectele omorâm și bondarii. Treaba e simplă. La fel dacă remanența de substanțe rămâne pe plantă, dacă sunt folosite în exces, bondarii vor muri. Ștefan, de cât timp te-ai apucat de treaba asta? Pentru că mi-ai spus că e o poveste frumoasă în spate, nu prea ai fost convins la început că se poate și la noi. Da. În august 2018 am plantat plantele pe care le vedeți în solarul acesta. Practic anul ăsta am împlinit 2 ani. Noi suntem într-un solar, ai mai multe, câte solarii ai aici? 7 tunele în total. Și o să mergem acum și în alt solar de care îmi spuneai tu ceva de Spania, nu știu de ce, ești mulțumit că mi-e place și aici, cum arată foarte bine. Acolo ce fel de plante avem sau care e diferența? Același tip de plante, doar că plantele de aici sunt plantele pe care mi-am făcut eu ucenicia, plantele de acolo sunt plantele pe care practic le-am întreținut pe baza cunoștințelor acumulate. Ce ciclu de viață au plantele? În cultură, plantele pot trăi foarte mult, doar că în cultura intensivă este recomandat să nu fie ținute mai mult de 3 ani. Pentru că planta îmbătrânește și după aceea calitatea fructului, calibrul acestuia nu mai e la fel. Am înțeles, de fapt știm că până acum că am fost secetă, se anunță un an secetos și spune că asta ar fi o problemă. Cum te-ai pregătit pentru lucrul acesta? Da, e o mare problemă. Noi avem 2 puțuri de adâncime, doar că din păcate am constatat de curând că a început să scadă și pânza freatică, adică filtrele au început să încarce de nisipul pe care pompa scoate din... Acum o să am ieșit, o să vedem și o cultură în câmp. Asta este puțin mai pretențioasă pentru că depinde foarte mult de temperatură, de vreme, Suntem la mila lui Dumnezeu în câmp, da, exact. De temperaturi, de precipitații, de grindină, de vânturi, de foarte mulți factori. Și am văzut în dreapta acolo și o instalație de irigat pe care o folosești tu și am văzut mai devreme când am venit că aveai în mână ceasul, era la minut cronometrat, în schimb mai aveai și un alt dispozitiv cu care măsurai, nu știu ce măsurai. Da, era un ecemetru, măsuram practic ECU, sub soluției de irigat, ECU apei, pentru că în felul acesta noi administrăm corect cantitatea de fertilizant de care planta are nevoie, fără a risca otrăvirea solului, fără a risca o fitotoxicitate a plantei. Am înțeles. Și acum, deci asta este cultura din câmp și acum intrăm în solarul pe care la care tu ții cel mai mult, solarul de Spania, sau plantele arată altfel, într-adevăr. Da, sunt mai uniforme, e altă treabă. Auzi cum e treaba cu recoltatul, are cine să te ajute acum? Da, noi în principiu lucrăm în familie. Eu, mama, soția mea, tata și atunci când avem nevoie mai apelăm la zilieri. Dar în principiu încercăm să păstrăm totul în familie, pentru că avem nevoie ca lucrurile să fie făcute bine, nu de mântuială. Nu ne permitem cu plantele să ne batem joc. Eu, când am vorbit ieri cu tine, mi-ai spus că deja ai reușit să ai un contract cu un lanț de supermarketuri unde livrezi și ți-am spus, măi, ești norocos. Tu nu mi-ai spus că ești norocos, mi-ai spus că ești serios, pentru că a contat foarte mult lucrul acesta ca să poți livra în supermarketuri. Nu trebuie să ai o anumită cantitate? Supermarketul nu ți impune neapărat o anumită cantitate, ți impune o frecvență și o seriozitate. Dacă ai mers să discuți, să livrezi către ei, cu ei rămâi. În momentul în care tu cauți variante de rezervă, automat că și clientul tău va căuta variante de rezervă. Prețurile de anul acesta, spre deosebire de anul trecut, cum sunt? Prețurile vor rămâne aceleași chiar dacă din punctul meu de vedere, adică nu vor crește, chiar dacă din punctul meu de vedere producția față de anul trecut va fi mai mică. Și asta din cauza frigurilor pe care le-am avut la începutul lunii aprilie și care au afectat mare parte din cultura din câmp, plus a secetei. Oricât am încercat, oricât am folosit o instalație de fertilizare sau de irigare, planta are nevoie și de umiditate atmosferică. Vârful când se coc, când este vârful? În România, în mod normal, vârful de sezon este undeva sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Atunci sunt și fructele din câmp și practic atunci și plantele de primăvară produc atunci. Am înțeles, eu te-am găsit pe tine pe Facebook, nu? Da, da. Cum era acolo, cum ai tu, nu mai știu. Ferma, pagina de Facebook a fermei noastre se numește Las Căpșuni.
Am înțeles. Noi îți mulțumim foarte mult. Aș dori să-mi cer scuze pentru că eu nu am crezut că sunt pe piață căpșun românești, însă m-am convins astăzi, dar am văzut că este și foarte mult de treabă. Eu ai bondari, dar nu ai trântori aici. Eu mă regăsesc, da, dacă aveai trântori rămâneam, dar cu bondari nu prea. Care nu, aceea... nu, trântorii nu ținem, nu. Și pe bondari ai pus la treabă. Felicitări încă o dată și mult succes în continuare. Noi vă mulțumim pentru vizită. Domnul Răzvan Durudani, ne vedem și puțin mai târziu. Merg la o altă rudă unde are un solar cu roșii. Vedem dacă sunt pregătite, încă e cam devreme, dar le vedem puțin mai târziu cum arată, nu? Da, 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 cu siguranță. Gata. Cu siguranță. Domnul Răzvan, domnul Dani, să văd, poate vă aduc și vouă căpșuni românesc să vedeți că sunt pe piață și... Vrei și tu? Păi nu știu dacă mai rămân pentru ei. E, dacă nu, rămân să duc în piață că o să găsească. Ne vedem puțin mai târziu, să trăiți, la revedere. Mulțumim.